Tot mai mulți judecători pleacă din sistem. Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat joi cererile de demisie ale președintelui Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorgheș, a magistraților Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca, Iurie Melinteanu și a judecătoarei Maria Iftodi de la instanța din Edineț. Deocamdată nu este clar ce indemnizații vor primi aceștia în condițiile în care au demisionat în perioada stării de urgență. Membrii CSM s-au întrunit după aproape o lună, iar 5 dintre ei au participat online la ședință. Potrivit ministrului Justiției Fadei Nagacevski, indemnizațiile oferite judecătorilor demisionari vor fi coordonate cu Comisia pentru Situații Excepționale, deoarece sumele se ridică la sute de mii de lei. Eu am pregătit un draft de dispoziții pentru Comisia Situații Excepționale, care va interveni în ceea ce privește reglementarea acestor plăți a indemnizațiilor pentru respectivii judecători care pleacă în demisie, astfel încât bugetul să nu fie expus acum unor cheltuieli excesive, ca să putem să folosim acești bani în continuare pentru lupta cu coronavirusul. Câțiva dintre magistrații demisionare au fost implicați în scandaluri. Astfel, Ion Pleșca a participat în 2012 la vânătoarea de la Pădurea Domnească, soldată cu decesul unui tânăr, iar Alexandru Gheorgheș a fost anul trecut președintele Adunării Generale a Judecătorilor, care a decis demiterea membrilor CSM. Contactat telefonic, Gheorgheș ne-a spus că a demisionat din motive personale. Nu are nimic comun nici cu starea de urgență, nici cu chipurile că se pântuie în societate, că este un proiect de lege care acolo să diminueze pensia, vârsta, să mărească, nu e legat de nimic. Vă spun, ține personal de mine. Totodată, CSM a amânat examinarea cererilor de demisie a judecătorilor Curții de Apel Chișinău, Ghenadie Lâsâi și Ion Bulhac și a magistratului Valeriu Arhip de la instanța raionului Strășeni la solicitarea acestora. Judecătorii vizați nu au fost de găsit la telefon pentru a-și explica gestul. Orice amânare în orice situație are un motiv. Eu încerc de răspunsuri să înțeleg motivul acestei mânări și nu găsesc. Totodată, judecătorul Curții de Apel Chișinău, Anatolie Pahopol, s-a răzgândit și și-a retras cererea de demisie fără a-și motiva decizia. Întâmplător sau nu, dar luna trecută, guvernul a avizat pozitiv un proiect de lege care prevede pensionarea judecătorilor la 63 de ani și nu la 50 de ani, așa cum este în prezent. Mai mult, aceștia ar putea să nu primească indemnizația unică de 50% din produsul salariului mediu lunar și al anilor de activitate. Proiectul urmează să fie votat în legislativ.